bine ați revenit în clubul meu de lectură! Oh, n-am mai fost de ceva da, vreme. Da, de mult timp. Și asta pentru că eu nu am avut timp să montez, că tu ai avut timp să citești. Nici măcar n-am mai avut atâta timp, că am avut și teme. Bine, săptămâna asta, săptămâna trecută, n-am mai avut atâtea, da. Dar tot faci școală. Da. Ești dintre copiii care fac școala acasă. Uh-huh. Chiar fac școală. Astăzi să vă povestesc despre cartea Mandy Little și formula prieteniei. Uh-huh. Personajul principal este Mandy, o fată de 11 ani, aproape împlinește 12, care iar dorește când o să fie mare să devină un om de știință, să se lupte cu bacteriile și chiar îi se pare mai ușor să lucreze în laborator decât să înțeleagă că bunicul i-a murit, că sora îi suferă de boală gravă, că nu are prieteni la școală și că prietenii ei cea mai bună îi ignoră. Mi-ai spus la un moment dat că ți s-a părut că e o carte tristă, pe măsură ce o citeai. Da, deci a fost prima carte la care chiar am plâns la un moment dat. Nu mi-ai spus! Da, era, mi se părea așa de trist, adică nu avea prieteni, toată lumea descoperea secretele, că a fost la un moment dat și răutăcioasă. Și pentru că oamenii normali se păreau așa prea banali și că nici măcar nu o înțeleg pe ea, le scrie într-un carnet cu osuri, adică un procedeu de operare standard. Adică scrii, de exemplu, cum să suni la telefon și scrii primul pas, formezi numere reale și faci mai multe pași. Da, mai mulți pași. Și ea cam făcea toate posturile astea ca să scape de oamenii plictisitori. Și la un moment dat, la școală, toți colegii află despre posturile ei răutăcioase. Wow! Și? Și trebuie să apeleze la formula prieteniei pe care i-a spus-o bunicul de ei. E și cu un pic de bullying cartea asta? Nu e. Chiar nu este. Mm-hmm. Dar... Ți se părea ție că are o viață foarte tristă, fata? Da. Deci, practic, stătea singură în camera ei să plângă. I-a stricat experimentul în laborator a tatălui său. N-a aflat-o pe sora ei și acum era leșinată la spital. Toți colegii o urau, deci... Nu am probleme. Da, dar e un final frumos. Nu vi-l spun, dar chiar se termină frumos. Merită să o citiți. Că știu că tu, de fapt, abia așteptai să o termin ca să vezi dacă rămâne și fata asta fericită în cele din urmă. Da. Este dintr-o colecție Smart Age pentru copii peste 10 ani. De la editura? De la editura Corin Junior. Uh-huh. Și tu ai citit-o, urmează să-i faci o cronică și pentru școală, cred. Da. Așa că nu te mai întreb mai multe, că stric proiectul pentru școală. Acolo trebuie să spui cum s-a terminat, chiar nu? Da. Bun, Emi, aș vrea să ne faci mai multe recomandări săptămâna asta, dacă tot stau mulți copii acasă. Avem o serie de cărți primite, așa că urmează și alte cronici săptămâna asta. Nu cronici, recomandări. Recomandări de cărți, da. Super, mulțumim, Em! Cu plăcere și vă urez mult spor la citit!